Semestrul al doilea a început azi și se va încheia în 20 iunie, dar de săptămâna viitoare, elevii vor intra deja în febra examenelor. În perioada 18-20 februarie va avea loc simularea evaluării naționale pentru elevii din clasa A8. -a. Simularea examenului de bacalaureat este programată între 3 și 7 martie, iar la aceasta vor participa în premieră și elevii din clasa 11. -a. Tot în premieră, în perioada 6-29 mai, vor fi organizate evaluări naționale pentru toți elevii claselor A2, A4 a -a și A6. -a. Evaluările vor fi organizate în două sesiuni, a doua fiind rezervată elevilor care au absentate din motive întemeiate la prima examinare. Notele obținute de elevi la aceste valori nu vor fi trecute în catalog. O altă noutate pentru acest an școlar reprezintă faptul că la admiterea în liceu ponderea mediei de la evaluarea națională crește la 75% față de 50% cât a fost până acum, iar media notelor din ciclul gimnazial scade cu 25%. În perioada 7-11 aprilie a fost programată săptămâna școala altfel, să știi mai multe, să fii mai bun când elevii vor participa la activități extracurriculare și extrașcolare. La finalul acestei săptămâni, elevii vor avea vacanța de primăvară care va începe în 12 aprilie și se va încheia în 22 aprilie după a treia zi de Paști.